Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem aici un silver chest de deschis cu 134 de gold. Avem două cutremure și skeletons. Mai avem un golden chest care are 595 de gold, fire spirits, royal delivery și firecracker. Sau și mega minion. Avem și 9 mega minion. Ok, mai avem aici un reward, o epică. Vedem, e vorba de un witch plus 300 de gold de colectat. Avem și un crown chest. Hai să vedem ce ne aduce acest crown chest. Avem 1135 de gold, 3 gemuri, royal delivery, avem skeleton dragons, beți și goblin cage. Ok. Bun. Ceva în shop. Ok, avem aceste oferte cu emoturi, dar nu o să le luăm. Da, și în daily deals nimic interesant. Ok, să vedem la war. Avem war bounty. Din păcate am luat doar locul 4. Și avem 250 de gold, încă 1500 și un... Am crezut un token, nu. Avem 1662 de gold. Bun, am început deja collectation day-ul din orul următor. Donăm repede în clan. Hai să vedem, mai nevoie de ceva. Uite, putem să facem un schimb de legendare și ne vom lua 1000 de star points. Să vedem, mai e ceva cu... Nu. Asta a fost. Da, și rămânem cu 10 tokenuri. Aveam 11 la un moment dat. Dar hai să punem și noi două requesturi. Băi, momentan nu vreau să mi crez nicio legendară și de asta dau tokenurile astea pentru gold, pentru star points, pardon. Da, și vedem că ne schimbăm în ambele direcții. Ok. Bun, putem să începem cu un match în arenă. Vedem că mai avem nevoie de o victorie și vom trece în următoarea ligă, în Master 2. Și hai să începem cu un match de 1v1. Să vedem dacă reușim victoria. O să începem cu Baby Dragon. De aici din spate. Trimitem și... Hai să punem Hogo aici, să mai ținem în loc acel Flying Machine. Ok, reușim două hituri cu Hogo-ul și vom pune Tesla pentru Wizard, dar și pentru Hog. Ok. Oh, și rămânem destul de bine cu o grămadă de viață pe Tesla. Scăpăm aici de mini P.E.K.K.A. și dacă n-are trupe mici, adică multe, da, îi dăm destul de mult damage acolo. Scăpăm și de minions cu Tesla și stăm foarte bine în acest început de match. A trecut deja un minut. Îți trimitem Valkyra acum, tot pe partea dreaptă. Da, și puteam să le... cred că le prindem pe amândouă, da. Oh, ce frumos. Am reușit acolo cu racheta să-i scoatem două trupe care însumau, cred că, 10 elixir. Ok, scăpăm și de Hog. Da, și mă întreb de unde are atâta elixir. Ok. Am pus aici Baby Dragon, nu e fix pe mini P.E.K.K.A. Și a ajuns bine pe pod acolo, fix cât să nu-l lovească turnul. Turn pe care reușim să-l doborâm. Ok, bun. Vom muta atacul pe partea stângă. Hai să începem cu un mini P.E.K.K.A. În câteva secunde o să intrăm în elixir dublu. Și Valkyra și Hogul și probabil că deja a renunțat la meci și o să avem un trick round. Mai dăm o rachetă, punem freeze-ul și obținem
obținem victoria care ne trimite direct în Master 2. Hai să vedem. Avem 28 de trofee și un Golden Chest. Ok, foarte bine, pentru că deja suntem boostați. Hai să vedem animația. Uite, ni s-a făcut și un trade. De fapt, s-au făcut ambele trade-uri și am făcut 10.000 de gold. Am făcut... Hei, de ce nu pot... A, astea sunt. Am făcut 10.000 de gold. Putem să ne facem Golden, o nouă carte. Și cred că voi face... Am putea să facem Mortarul, da, pentru că mai jucăm ocazional cu el. Și bun, acum avem doar 26 de Star Points. Ok, hai să vedem. Vom continua cu un Sudden Death Battle în Preparation Day. Să vedem cât de bine ne vom descurca aici. Ne-a găsit și oponentul. Hai să vedem, o să începem cu Mini P.E.K.K.A. Pus Goblin Cage acolo, trimitem și Hog-ul. O să pun Baby Dragon-ul. Și probabil Freeze-ul de îndată ce vom putea cuprinde toate trupele. Ok. Da, oh, și a pus Skeleton Dragons. Ok. Are și o muschetiră. Da, pe care o rezolvăm destul de rapid cu Baby Dragon. Nu știu pe unde am putea trimite Hog-ul să nu se ducă pe... Oh, da, și ce bine am prins acolo toate trupele și cred că avem victoria, da. Ținem prima victorie din Collectation Day. Să vedem. Avem un chest ăsta baban cu Zep, cu Hog, cu Fireball, cu Prince și cu un Inferno Dragon. Cărți destul de bune, mai puțin legendara. Ok, hai să continuăm tot la War. Băi, o să dăm un clasic sau un draft. Hai să dăm draftul. Să jucăm cumva pe mâna noastră. Să luăm Poison-ul aici. Goblin Giant. Să iau Hog-ul. Băi, Săge sau Fireball? Hai Săgețile. Fireball e un pic cam scump și oricum avem deja Poison-ul. Plus că Săgețile sunt foarte bune pentru Wallbreaker. Începem cu... Baby Dragon-ul din spate. Să trimitem aici și Goblin Giant-ul să-l tancheze un pic pe Baby Dragon. Și are pus X-Bow. Bun, și ajungem pe turn. Reușește câteva hituri, inclusiv acel Giant, Goblin Giant. Băi, și îi dăm destul de mult, aproape mie de damage am dat cu trupele. Să pun aici Goblins. Trimitem Royal Ghost-ul și pe partea asta Elite Barbarians. Hai să vedem. Frumos defense. Trebuia să pun partea cealaltă Baby Dragon-ul. Sau, și ne dă urât. Da, cam ce am reușit să obținem, am pierdut acum. Dar, oricum, avem un mic avantaj. O să joc mai prudent un pic. Lăsăm acolo arcașele să lovească un pic. Și pornim cu un nou atac din spate. Cu Goblin Giant-ul.
o să punem și Royal Ghost-ul, probabil mult mai aproape. Pun undeva pe aici, trimitem Hog Rider-ul. De ce nu l-am pus mai în dreapta? Ok. Dau aici un Poison. Să pun Baby Dragon-ul și... Da, e destul de bine. E destul de bine. Mai bine dăteam Eros-ul. Da, l-am dat degeaba. Făceau față goblinii. Ok, trimitem Hog-ul, punem și Ghost-ul. Da, și scăpăm de acel X-Bow. Ok, hai să punem Elite Barbarians, punem aici un Poison. Ah, din păcate, băi, ce ghinion. Ce rău am jucat acolo, hai să trimitem Hog-ul, o să aibă X-Bow. O să aibă X-Bow, o să pun șarcașele. Sper să n-aibă vreun spell. Hai să vedem. Da, nu știu dacă da. Ne-a bătut. Băi, am avut meci în mână și am pierdut, din păcate. Asta e, se mai întâmplă. Nu putem să câștigăm mereu. Ok, hai să mai dăm un match. O să iau un match clasic. Bun. Începem cu Lava Hound-ul, nu, cu Tombstone-ul. Lăsăm pe el să facă prima mutare. Ok, bun. Începem cu Lava Hound-ul. Sau continuăm cu Lava Hound-ul. Dar din păcate n-avem nimic de atac pentru acel Da, vom pune tot un Mega Minion aici. Să dăm și un Fireball. Și vom da și un Zap. N-ajunge, din păcate. Dar totuși dă un pic de damage balonul. Dar e destul de strâns scorul momentan. Așteptăm să vedem ce mutare va face. Ok, a pus un Sparky. Pe care îl vom aștepta cu Tombstone și probabil cu Minions. Da. Aha, am pus un Goblin Giant acolo. Ok. Și reușim să scăpăm de... Holy fuck, nu! Ar fi trebuit să dau Zap-ul. Am crezut că îl vor... scoate acei... Da, trimitem balonul. Da, o să las acest dar prins să... ne lovească. Da, și aproape că-i scoatem și noi turnul. Băi, ce prost am jucat. Uite și tu cât damage ne-a dat. Destul de greu, probabil va trimite giant-ul din nou. Hai să punem aici un Tombstone. Să dau și un Fireball. Da, și cred că-i scoatem un Sparky-ul, da. Măcar atât. Ok. Băi, și avem nevoie de un Fireball acolo pe... Da, cu un Fireball îi câștigăm. Oh, și ne-a dat și el. Da, nu cred că mai putem câștiga relining-ul. N-avem nimic suficient rapid ca să...
Well played. Băi, ăsta chiar ne-a bătut. Bine, aici n-aveam așteptări pentru că, na, când joci cu decul altuia e mai greu. Ok. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!